Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi facem un vlog după cât timp nu am mai postat. Am decis să mă duc să fac o ieșire. Sunt numai cu Darius și să merg un pic la pescuit. Îi cred că 6 sau 7 ianuarie, nu știu. Nu m-am uitat la dată. M-am uitat acum imediat să vă zic sigur. Mi-am luat bățul și am înghezat ce trebuie. Și mai avem până la lac. E un lac nou. Vai că drumul e efectiv plin de noroi. Ia uitați. E efectiv plin. Dar noroc că avem aici apărare dintre asta. Da, e plin, plin. Și mai încolo pe drum. Cred că o să fie mult mai greu de trecut. Vedem ce îi așteaptă. Aici trebuia să fie mai rău. M-a așteptat să fie mult mai rău. Deși e moale. Mamă, ce e aici? N-am așteptat să fie mult mai rău. Nu știu ce. Este ceață, s-a lăsat ceața. De azi dimineața, acum e ora 9. E foarte bine că nu suflă vântul. Dar eu s-am eu în Adidas. Eu mi-am luat ghetele. Dar el e în Adidas. Hai, un mers mai prost. Un mers mai prost. Ia. Ne mai venim că mai este un loc acolo, deja intră sub pădure. Vine pădurea care se lasă peste drum. Și acolo e foarte rău, e obicei foarte moale. Mamă, că aici mă tot bag. Ioi. Ia ce am pe păpuci. Hai dimineața mea. Da, ia. Măcar mai ușor. Așa, că e destul de moale. Bă, da, apa vale curată. Ia uite. Înseamnă că și nu la care trebuie să fie curată. Deci cred că asta e cea mai nepoluată vălicică din asta, din tot satul nostru. Aici nu se prea aruncă gunoaie. Pentru că nu vine multă lume la lac. Că e privat. Dar până îi lasă să mergem. Am vorbit aseară ca să fac și un vlog. Facem un vlog fain. Curat apa. No, aici, bă, Dani, nu mă așteptam să fie așa bun, cum să zic, ori e acoperit, e frunză, știi, nu-mi dau eu seama, ori chiar e bun drumul. E ok, poți să umbli. Sunt curios dacă prinde ceva, că nu cred, deși noi am venit la crap și nu avem numai bobe. Că viermi m-am uitat la ei, bă, da? Nu au supraviețuit. Toți au fost negri. Aia, râme, da? Poate găsim. Poate să fie ceva ciotă, poate să fie ceva în pădure. Că au plouat, trebuie să găsim. Hai să vedem cum e. Oi, oi, promițător. Ioi, dar e murdar. Mamă, dar au crescut mult, mă. Bă, dar m-am crezut că nu o să fie așa murdar. E murdar, mă. Bă, dar este gheață? Stai așa. Că nu mă prind. Bă, e sigur? Aici ce ciote îs? Ia, bote. Hai de cap, nu știu. Am o impresie că este gheață pe lac, dar nu știu de ce. Și acolo e coada lacului, este o insuliță acolo? Mă, nu știu, o vede. Pus și o camera pe piept. Vai, bă, că avem gheață pe lac. S-a făcut o poșchiță foarte subțire de gheață. Noroc, e pe să te tai. Așa-i? Noroc, dintre asta să te tai. Nu știu cum e pe codă. Că aici văd că s-a făcut. Dar nu-i mare, e un fel de... care acoperă numai aici, știi? Trebuie să testăm, am apăsta tot și să vedem. Stai să-mi fac și o bățul, să mai testez. Tu ce faci, bă? Hai să-mi închid și o bățul.
Bă, dar nu mă așteptam, pentru că nu a fost chiar atât de frig încât să îngheață. Ori e alaltă, ori de când, deci nu s-a dezghețat. Deci, ioi! Ești terminat? Băț? Bă, dar pe noroc de asta să te tai, mă! Ha? Uite-te! Nu știu, cred că s-a dezlipit din interior, deși că a fost rupt, știi? Și asta l-am făcut cu... cum îi zice? Ioi, stai că l-am scăpat. Nu, mă. L-am făcut cu bandă izolatoare. Știi, și l-am prins de cealaltă bucată. Ce? E super subțire. E subțire? Da, e rău. Nu m-am zis că am atins-o și... Și s-o dezlipit aici. Ai de viața mea. Noroc de asta să te tai, bă. Ai, nu. Ai viața mea. Sau dacă nu, o iau asta jos și pescuiesc fără. Bă, dar noroc dintre ăsta să-ți dă taimă. Să mor de nu. Mm-hmm. Mai încălcea și zici și tu. Ioi. Iale. Eha. Bă, să nu se rupă în apă. Ca pe după aia stai direct colector de cărlije. Stai să-mi fac și asta. Eha. De-aia locul ăsta trebuie să-l rezolvi. Y? Hai că n-ai spre atâta spești. Puțin așa. Da. Nu se rupe. Ai de viața mea. Ia, acolo să vezi că s-a făcut un căcat de la cerc. Da. Dar numai chiar până acolo nu te mai ăsta. Da, e și pe cealaltă parte acolo. Bă, da. Exact, bă, ăsta l-am luat, că am văzut că ai făcut și mi-a fost laine să-l fac pe celălalt. Mm-hmm. Lenia asta, nu? Acum dacă vreau să rezolv pe ăsta trebuie să-i dau tătie jos. Guțătam întrusă. Numai dacă nu o rezolv. Că n-am ce face, vreau și o să pescuiesc. Am făcut bățul. I-am dat o adâncime mare. Și vreau să dau până după gheață. Bun. Acolo în departe. N-am și acolo o și las. Păi dacă prind, văd eu. Hai că mă duc și eu. Mai fac o plimbare că... Nu cred că o să prindem noi mai nimica. Hai, e pregătit să dăm la fund. Ar lua bolovani. Gheața asta... Bă, și acolo este gheață, mă. Hai de capul meu. Am văzut. Da. Da, știu că... Este chiar atâta poșniță. Plutele le văd și de aici. Dar e murdar, mă, bă, se vede. Ce face? Și acolo este. Da. Da. Da, este și acolo. Ia, acolo sunt ceva chestii negre. Ce seră? Frunză, ce seră? Exact, nu i-a dat cu bolovanul. Sau să face... Bă, dar și noi suntem proști. Să face cum iasă apa murdară de pe fund, să face așa sub gheață, știi? Da, cred. Mai negru. Hai să meargă până pe insulă. Hai, am ce face. Eu, dar curios dacă putem. Acolo s-a făcut o insulă când a venit furtuna mare și m-au dus sedimente. Cu tăcu... S-a depus acolo, pe codă. Mamă, dar pe... O lăsa și bălăriile astea. Nu e atât de mole pe cum credeam. Ia, dar pe acolo mă bag oare? Încercăm acum. Nu. Asta e insulița?
de aici se vede tot lacul. E super fain că s-a făcut aici sand beach. Plină cu nisip. Bă, de aici s-a mărit asta, mă. Ții minte că nu era atât de mare. No, apa înainte era până aici. Până aici, inclusiv. De acolo, din capăt. Și aici era un lac dintre ăsta. Ce? O fac putea coada lacului, dar cum a plouat și a venit pe valea asta, de pe valea asta. S-a depus aici. Hai să vedem ce mai e pe aici. Plin de pietre. No, ia-ți, bă, bolovani. Să dai. Aici putem și trece. E moale tare? Nu. E bun. Am putut. Și ai pădure direct. Frumos. S-a făcut mușchiul ăsta verde, știi, de la ploaie. În vară nu era. Și arată mai fain. Arată mai fain în pădure. Frumos. Cu totul că nu prinde nimica, măcar n-a făcut un pic de... Nu așa, mă, să ne vedem bețele tras în apă. Acum înapoi. Așa. Că sar și eu ca și la băbdiu, bă. În vlogul ăla în care am băgat în tufa aia cu spii. Mamă. Bă, încearcă să dai să margă, să alunice pe deață, știi? Așa, într-o parte, cumva. Nu, nu, nu. E bine. Da, să dau eu. Hai să încerc. Oare eu reușesc? Să-mi dau gluga jos din cap. Hai să vedem. S-a zis? Exact așa. Ce șmecher, mine, ca și piatra, cred că încă te pe gheață acolo. Hai să mai încercăm o tură. Da. Mai adu, bă. Dar ce faci s-a dus prima? Asta e faină. Oh, nu știu dacă s-a văzut. Ai văzut că ce broaște am făcut? Yo, dar pe-am mai adus. De așa aici. Jumătate, tri, cât e noi. De aici. Încearcă să dai aproape de apă, știi? Ia uite așa. No, atât a fost. Așa, așa. Nu, că s-a băgat în gheață. Ia uite așa. Uite de la a mea. Cât s-a dus, bă. Bă, cât s-a dus a mea. Ia uite. E viața mea. Bă, cât s-a dus. Hai să mai aduc eu, că e fain. Ne, un pic. Ia mă așa. Deja i-am prins schema. Acolo da de ceva. O sări după ea. No. Ei, țucuț. Eu, dar și eu i-am dat la asta. Bă, dacă o să auge. Exact în marginea gheții ai dat. Ia uite. O lua curba. Ai, ai. Ia ce s-a dus. Ia uite. Na, păi n-am dat, numai îngheață n-am dat. Mai am eu câteva aici. Hai să vedem. Dar tu dai tare în sus.
Iu! Io, ce prost am dat-o pe asta. Oh! Asta s-o întors invers. Ia asta, cred că mi-are fain. Mai am una. Asta până am ars-o dus. Hai că mai am două. Mamă, bă, dar mi-e frig la mâini. Hai să vedem cum merg astea. No, plutele. Ia uai, bă, o văd pe mea. Ne-a atins. A ta? La fel. The same. Da, e foarte frumos locul. E și departe de sat. Nu știu. 700 de metri, 800 de drum dintre ăsta forestier. O lua curba unde? Oh! Păi în dreapta, puțin. Păi eu cred că... No, nicio șansă. Nicio șansă. Cu totul că n-am pescuit, măcar ne-am distrat și noi, un chicuț așa. Hai să mai vedem mai dăm în soare. E bine, o lăsăm asta, stai așa că s-a făcut aici. Bun. Pe cracul meu DIY. Ai, e capul meu. Numai acum l-am văzut. Hai să dau un pic adâncina mai mare. Că bățul îmi permite. Că e lung. Hai că am dat-o un pic mai mare. Și de asta culcată. N-are nimic. Ai grijă. De fapt, stai. Să nu fie boba cu nimica. E bun. Hai să vedem. Se ridică? Dică, se ridică. Dar e pe fund. E exact pe fund. E culcată. E într-o parte. Invocăm acum. Lasările alea blană. Nie, ce viața mea. Dar pe alea de la Băbdiu a fost lansări ca lumea, bă. Nie, Mădălino. De vorba asta nu se poate scăpa în vlogurile mele. Deși pe iubita mea o cheamă Mădălina. Ne-am și aici s-o strâns apă, fii atent. Da, uite, cum ziceam, jos e foarte curată apa. Se vede fundul. Ca o apă cristalină. Aici nici nu s-a făcut gheață. Pentru că e călugărul ăsta. Și pe aici intră apa. De aia din lac. Nici prea multă nu-i bine. Da, pe oricum n-are rost să mai stăm. Ne pregătim încetuc, așa. Ce? Uai, ce m-a spărit. Ui, ia uite ce cea de ce mi-am eu. Rachetă. Săruna. Ioi. Săruna. Nu, no, nimic. Nu. No. A, trebuie să dau de mâncare și la mai consistent. Ia, ia. E murdar, s-a făcut și poșdiță de gheață. Oricum găleată nu i-am luat. Nici n-avea rost. No, cum te-ai încălcit și tu aici? Așa. Bun.
cam atâta cu partida de astăzi. A fost o ieșire destul de faină, ne-am candistrat, deși nu mai au cu Darius. Era vorba că vine și Cristina, nu mai a venit. Oricum vă las și canalul lui Darius în descriere, mi-a și dat o geană și pe la el. Nici lasă. No, fine. A rămas cu șpițul pe lângă. L-am luat jos după unghiță, că n-am avut ce face, altfel nu puteam să pescuiesc nici cum. Dar trebuie să o refac și pe asta. Și ne vedem în următorul vlog, numai bine. Sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați să dați like și subscribe. Și cam atât de atât. V-am lăsat, ciao!